Agenția Națională pentru Sport a eliberat certificatul de identitate sportivă pentru Corvinul Hunedoreni, schimbându-și forma de organizare din club de drept public aflat în subordinea Consiliului Local în entitate sportivă de drept privat. Astăzi, Corvinul Hunedoara deține o licență UEFA ca entitate de drept public și poate juca într-o competiție europeană, dar nu poate juca în Liga 1, acolo unde ar fi trebuit să se afle în acest moment, pentru că din punct de vedere sportiv, locul 2 în sezonul trecut din Liga Secundă înseamnă promovarea directă în Liga 1. Astăzi putem anunța că Agenția Națională pentru Sport a emis certificatul de identitate sportivă pentru noua asociație. Asociația Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest demers. Corvinul se află acum într-o aventură europeană care sper să dureze cât mai mult. Din momentul în care parcursul european din actualul sezon se va încheia, vom depune la FRF documentele necesare pentru a ne transforma în club de drept privat și pentru a avea astfel drepte de promovare în Liga 1, a anunțat Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, pe pagina personală de Facebook. În urmă cu o săptămână, după o absență de 42 de ani din competițiile europene, Corvinul a obținut o victorie istorică în Ungaria cu 4-0 în fața celor de la Pocșii, vicecampioana și câștigătoarea Cupei Ungariei. Sergiu Buș a deschis scorul, iar Marius Lupu a reușit un hat-trick de excepție. Manșa retur are loc astăzi de la ora 21 la Sibiu. Din cauza unor probleme întâmpinate în trafic, nuclearii din Pocșii nu au mai ajuns la timp la conferința de presă și la antrenamentul oficial de ieri seară de pe stadionul municipal din Sibiu, la întâlnirea cu jurnaliștii participând doar antrenorul Corbilor Hunedoreni. Băieții, eu cred că sunt conștienți. Au văzut pe video, am făcut vizionarea, au văzut ce a fost de văzut. Știm că va fi cu totul alt meci. Obiectivul va fi aceste meciuri de calificare. Sunt importantă calificarea pentru noi. Normal că ne dorim victoria, vom avea un stadion plin alături de noi, dar trebuie să fim cu picioarele pe pământ și cum le-am spus și jucătorilor, să nu ne fure tribuna, stadionul, ei vor fi alături de noi, dar trebuie să înțeleagă că noi avem de câștigat o dublă, nu orgolii, pentru că e un meci de fotbal și noi ne dorim să trecem mai departe, nimic mai mult. Partida va fi informat live text pe gsp.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digisport 1.